Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Fiul lui Cătălin Zmărândescu a devenit tată, după ce partenera lui a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Anunțul a fost făcut de Mihai Zmărândescu pe rețelele de socializare. Cei doi radiază de fericire și se simt mai împliniți ca niciodată, deoarece în urmă cu puțin timp a venit pe lume băiețelul lor, Patrick. Fiul lui Cătălin Zmărândescu a postat un mesaj emoționant, dar și o fotografie pe rețelele de socializare. Cea mai frumoasă zi din viața mea. Băiatul nostru Patrick. Mulțumesc, iubito, pentru cel mai frumos cadou. Te iubesc mult. A scris Mihai Zmărândescu și iubita lui, Alexandra. Trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar cei doi sunt mai împliniți ca niciodată, mai ales că acum au devenit părinți pentru prima oară. Mihai Zmărândescu a cerut-o în căsătorie pe partenera lui la Paris, iar cei doi au sărbătorit evenimentul special la un restaurant de fițe din Franța. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.